Băi, nu vă era dor de o întâmplare și de cadrul ăsta care o să rămână în istorie cumva, de pe vremea când făceam și eu videouri amuzante. Da, păi să mor eu de nu te-ai schimbat înainte, povestești și tu întâmplări, Caterinca, acum de ce nu mai povestești? Pentru că mai trebuie să-mi trăiesc și eu viața, gen? V-ați gândit la asta? Nu știu, întreb. Deși în ultima săptămână nu prea pot să zic că mi-am trăit viața, nu de alta, dar m-a prins și pe mine căcatul ăla de Fortnite și mă joc ca un disperat. Fuuu, ce sărac, ia uite și pe ăsta n-are bani de PUBG. Asta mai lipsa, frățioare, ești nebun, un fel de Messi vs Ronaldo sau Apple vs Samsung, acum e Fortnite vs PUBG. Un joc mai plictisitor și mai băguit ca PUBG n-am jucat în viața mea, să zici că la început era ok, bă, dar după aia devenea extrem de plictisitor. E mult prea mare mapa aia și ți-a o grămadă să lutezi, plus că o bună parte din timp, bă, efectiv stai ca bou. Mergi și mergi și după aia te iau unul cu snipe-ul cu un optic scope de la 20 de kilometri și nici măcar nu știi de unde a tras. Mi se pare mult mai fun Fortnite-ul. Fuuu, cu grafica aia animată, mă, bă, cum să te joci, bă, un joc de la așa de copii? Dacă mergem pe premiza asta, pana mea, și Borderlands avea grafica animată și e una din cele mai mișto serii pe care le-am jucat vreodată. Dacă n-ai jucat Borderlands, frățioare, ce e neregulă cu tine? Plus că aici, bă, la dracu, apare ceva nou în fiecare săptămână și măcar știi de unde trage lumea în tine. Unul la mână și doi la mână, bă, poți să construiești și nu e chiar așa ușor pe cât pare. Trebuie să te ducă puțin capul. Nu-ți pierzi nici atât de mult timp să lutezi și într-un final, nu știu, parcă e mai distractiv, cred. Pentru mine, cel puțin. PUBG-ul, clar, e mult mai realist, dar mai realist nu înseamnă neapărat mai distractiv. Nu zic acum că Fortnite-ul e mai bun, zic doar că e mult mai distractiv pentru mine. Voi ce preferați, am PUBG sau Fortnite? Anunțați-mi-o și pe mine în comentarii și de ce. Anyway, după cum probabil știți și voi, am avut vreo două săptămâni în care m-am simțit ca dracul și tocmai mi-am revenit și eu la normal. Bine, la normal mult spus, că na, cu căpuța mai avem de lucru. Și na, surprinzător, după ce îți revii, ai chef să ieși pe afară. Asta până să fie apărut sezonul 4 din Fortnite. Și unde se iese în ziua de azi? În centru vechi, logic. Dacă e vineri sau sâmbătă seara și e trecut de 12 și tu nu ești în centru vechi, bă, în ochii unora ești cam penibil așa. Și na, eu fiind un mare șmecher natural și vrând să dau bine, m-am gândit să mă duc și eu. Și eu nu, vorba aia. Și eu-s mai fraier. De fapt, nu prea aveam altundeva unde să mă duc. Poate sunt doar eu acum, dar bă, înainte să ies în centru sau cluburi, whatever, bă, la mine e ca o rutină, trebuie să mănânc înainte ceva fast food, dacă nu mănânc ceva fast food, bă, nu mă simt bine. Și în general prefer shawarma, doar că acum n-am mers pe shawarma, m-am dus la Mac, acolo la bogați. Am luat două oferte, da, 5 lei, acum Mac puișor și cartofi și alta cu hamburger și suc. Acum vine partea amuzantă, că n-a surprinzător, bă, eu urăsc maioneza și Mac puișorul are maioneză. De asta îl cer mereu fără sos. Era vreo 12:30 seara, am fost la drive, că na, înăuntru nu mai era deschis. Și am fost la drive. Pe jos! Că să luna, că știți că două oferte, dar Mac puișorul să fie fără sos. Da, 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 nicio problemă. Trebuie și aia și că fără sos. O mai întreb o dată, înainte să-i dau banii. Mac puișorul să fie fără sos. Da, 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 am trecut fără sos. Perfect. Îi dau banii, mă duc în față și să vezi să-mi ridic comanda. Și o mai întreb și pasta o dată, înainte să-mi dea comanda. Mac puișorul e fără sos, nu? Da, da, da. Gen, trebuie să-i întreb de foarte multe ori, pentru că nu pricep de cele mai multe ori. Ajung la masă, dă fratele vostru să mangea, ce să vezi, pentru că, na, trebuia. Ce să vezi, Mac puișorul cu sos? Nicio problemă, bine că nu mi-am luat la pachet și am ajuns acasă și pana aia. Sunt acolo. Merg să-l schimb. Că săruna, că știți că am cerut și eu un Mac puișor fără sos și din păcate e cu sos. Și are și eticheta asta și pana aia. În caz că nu știți, gen, dacă îl comanzi fără sos sau comanzi ceva, nu știu, și că special îți pune o etichetă de aia. Totuși avea eticheta și avea sos. În fine, nicio problemă, vi-l facem acum, vi-l schimbăm. Ok, așteptați aici. Ok, nicio problemă. Aștept acolo, îmi dă Mac puișor, și că fără sos. O mai întreb o dată. De data asta e fără sos, da? Mamă, cred că am zis sos frățioare. În fine. E fără sos de data asta. Da, da, da. Ajung la masă, dă fratele vostru să mănânce tot cu sos. Frățioare, ceva, nu-i ce trebuie. Ori fac ăștia mișto de mine, ori nu cred că îi zic și lui ăsta cu care eram. Frățioare, și ăsta are sos. Coaie, nu te cred. Dă să mă uit. Coaie, și prost, și ăsta are sos. Și ne uităm așa, unul la altul vreo două minute și ne-a pofnit râsul. Mă duc din nou după. Săruna, nu știu cum să vă zic, da, și ăsta are sos. No, de data asta foarte serioasă așa femeia cu expresie, dar no, nu cred. Cred că a spus dumneavoastră și vreți să dați vina pe noi. Da, să-mi bag picioare la 12:30, chiar n-aveam ceva mai bun de făcut și m-am gândit așa să umblu cu maioneza la mine să fac mișto de voi. Se uită așa femeia totuși mirată,
Da, chiar ne pare rău, nu știu ce s-a întâmplat. Vă facem altul. Ok, Doamne ajută, a treia oară poate-i cu noroc, mănânc și eu gen. Da, ne ajută. Și a treia oară, da, surprinzător, a fost cu noroc. N-am mai fost cu sos. După ce să vezi, am ajuns în centru. Foarte mișto. Trecem pe lângă niște unii și într-o fracțiune de secundă după se întorc ea la noi. Și că ce mă, aveți o problemă cu ruibiștii? Eu eram gen, băi, what the fuck? Eu de unde și până unde? Eu vorbeam cu ăsta de maioneza din Mac puișor și tu mă întrebi de ruibiști? Seara asta nu putea să fie mai ciudată de atât până acum, jur, la care ăla, ci că ce maioneză? La care eu, ce ruibiști? Că voiam să mă asigur că n-aveți o problemă cu ruibiștii. Bă, te rog, eu simt că suntem la camera ascunsă sau că mă iei la mișto sau dracu să mă ia că ești beat sau că lucrezi la Mac. Ce dracu, ruibiști! Dar totuși, lăsând asta deoparte, noi oricum am plecat. Hai să o lăsăm așa, n-aveam o problemă cu ruibiștii, ok? Și am plecat, în fine, superb, adică nu știu de unde eu vorbeam cu ăla de maioneza de Mac cu ieșuri minor. Și mă, aveți o problemă cu ruibiștii? Eram, ce bada mea se întâmplă? Vedeți, bă, câte s-au întâmplat într-o seară și mai avem. După am intrat în club, sau mai bine zis cluburi, că le-am luat cumva pe toate la rând, unul mai prost ca altul, bă, să moară măsă, erau unii acolo, dar aveau o mișcare de dans, deci nu vă exagerez, stăteau cu piciorul drept în față și se sprijineau, evident, de stângul. Păi și stăteau cu mâinile așa și cu piciorul drept ridicat și în același timp dădeau din cap și făceau și din mâini așa și cu piciorul ridicat. Bă, și făceau așa timp de vreo jumătate de oră, cam așa aproximativ, după ceas din câte mi-am dat eu seama. Uite așa, frățiere, ăștia nu cred că au amestecat Jack cu cola, sigur nu e de la Jack cu cola, a? Cred că au băgat și altceva, ce să vezi, deci nu, în ultimul timp, lăsând asta deoparte, în ultimul timp, bă, e plin de cocalari, drogați, totuși, revenind la asta mai târziu. Cum dracu să stai cu piciorul drept ridicat, deci noua mișcare și prost piciorul drept, atenție, deci dacă mergeți în club și voi s-o știți pe asta, țineți piciorul drept ridicat, mâinile în poziția asta și cu capul așa mai în față, știi? Și faci așa. Pana mea, nu știu, mișcare, știi? În fine, după ce mi-am lămurit de cum stau lucrurile în clubul respectiv, n-o să-i dau nume, și am plecat. Fratele vostru, în seara aia, avea tricou cu paci la canguri, știi? Pe el. Uite ăsta, în caz că vreți și voi unul de genul, letricou.ro/AndreiCosmin. Sau mai avem așa, sau mai avem două modele pe site. În fine, intrați pe site, cumpărați-vă un tricou. Da, și aveam tricoul ăla. Lângă noi, alături, era o masă de femei. Unele... altele... Și la un moment dat, vine una dintre ele la mine și mă întreabă de tricou, mai exact de text, că bă, de unde vine asta cu pace la canguri? Bine, mi-a zis, bă, ce-n pana aia, că tricou ca asta. Și am explicat femeii că fac clipuri pe tub. Și că de acolo vine vorba asta. Și aici vine partea nasoală din partea mea, dar na, gluma e bună și fiind idiot n-am putut să mă abțin. Dar nu vă recomand chestia asta, în caz că vreți să futeți și voi ceva, nu vă recomand. Eu având gura mare, mai subțire puțin spre deloc, dar să trecem mai departe. Da, deci nu vă recomand vouă. Dar v-am zis, eu fiind idiot, n-am putut să mă abțin. Zice femeia, zice, păi în cazul ăsta, dacă ai o serie de tricouri și vrei să scoți un model nou, poate faci unul cu mine. La care eu, da. Cum zice că te cheamă? Andreea, Andrei, îmi pare bine, ce coincidență, ne potrivim și numele. În cazul ăsta, Andreea, o să mă asigur că fac un tricou și cu tine. Dar eu unul o să-l port pe dos. Ce drăguț, ca să mai cu tine mereu aproape? Nu, ca să-ți acopăr fața! Bă, deci gluma e bună, n-ai ce să zici, știi, era la fileu, n-am putut să mă abțin. A trebuit să o dau și știu că sunt idiot de cele mai multe ori, dar n-am putut să mă abțin și jur de n-am meritat. Ce drăguț, vrei să-l porți pe dos ca să mă ai cu tine mereu aproape? Nu, ca să-ți acopăr fața. Puf! Superb! Vă fine, totuși revenim la aia cu droagele, că v-am zis că o să revenim la asta cu droagele. În ultimul timp, poate sunt doar eu, bă, dar în ultimul timp e nașpa, știi? Acum câțiva, la modă, cam asta era, că bă, ce ai făcut aseară? Bă, am băut.
tare ești. Acum, dacă te întreabă unul același lucru, că bă, ce ai făcut aseară? Am băut. Păi, doar atât? Da? Păi și altceva, nu-i mai... Ce, o pastiluță, o ceva, bă, nu? Nu. Ce penibil e ăsta. Cum adică? Bă, George, ce faci, mă? Bă, Marius, bă, Cristi, ăsta și că a băut aseară. Păi cum, mă, doar atâta? Da! Și papagal! Bă, și nu e nimic, wow, în chestia asta, adică dacă ți se pare ceva wow în chestia asta, ești un dobitoc! Acum câțiva ani poate se întâmpla la fel, nu știu exact, dar clar nu la nivelul ăsta. A luat mare amploare în ultimul timp, mie uneori nici nu mai vine să ies efectiv, pentru că știu că în mare o să fiu înconjurat de persoane de genul și bă, pana aia, nu mă simt bine eu printre persoane de genul. Mai ales cum a fost acum de 1 mai la mare, bă, a fost horror ce se întâmpla acolo, ești nebun la cap. Sunt destul de multe de zis pe subiectul ăsta, dar poate mai vorbim și altă dată. Zic, o să închei aici. Ce dracu, dacă desigur ți-a plăcut, nu uita să dai un share, un like, să te abonezi la canal și să aprinzi notificările ca să ne flexăm împreună la timp și noi ne auzim data viitoare. Doamne ajută!